Iubiți frați și surori, dragi invitați, deschidem Sfânta Carte Biblia la Epistola către Romani, capitolul 5 și citim un singur verset, 8. Haideți să ascultăm cu atenție cuvântul Domnului. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu Sfântul să vă binecuvânteze. Salut din partea Bisericii Conducerii, Bisericii Beter din Sighet, din partea Conducerii Cultului, creștin pentecostal din România, harul, pacea să vă fie înmulțite și cu prilejul acestor sărbători care urmează, doresc ca învierea Domnului Iisus Hristos, cea pe care o sărbătorim, să aducă multă lumină în orice suflet, multă pace și multă bucurie. Amin. Amin. Mă bucur să vă revăd. Fratele păstor Miluțu Suciu m-a sunat într-un moment în care l-am promis. Acum și la mine erau un pic încurcate lucrurile. Important este că am ajuns. Era un pic să le încurc. Dar mulțumesc Domnului că am putut să ajung cu bine. Mă bucur să reîntâlnesc și pe fratele Manu, pe fratele Miluțu. I-au lăudat pe Domnul, mi-ar fi părut bine să fie ajuns mai devreme, mie îmi place cântarea, cât am putut, am cântat și eu cu ei. De altfel, lauda este un lucru pe care îl întâlnim în Sfânta Scriptură, îngerii în cer laudă pe Domnul, toți oamenii care au avut o relație cu Dumnezeu, îl lăudau, cântau, slăveau numele Lui. Și spunea un gânditor creștin într-o împrejurare că lauda este singurul lucru pe care noi, cei care nu avem nimic, putem să-i dăm celui ce le are pe toate. Și atunci când suntem gata să-L laudăm pe Dumnezeu, El primește laudele noastre și Dumnezeu să fie slăvit în această seară pentru tot ce a făcut în viețile noastre. E o seară de evanghelizare, am înțeles că au fost și serile acestea în care frații noștri, slujitori, colegii mei de slujbă, au predicat, au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Consider că Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest verset, ținând cont că urmează acea săptămână a patimilor, acea săptămână în care creștinătatea, în mod deosebit răsăritiană, își va aduce aminte de acest măreț eveniment. Creștinătatea apusiană și-a amintit în săptămâna aceasta, urmând ca mâine, să sărbătorească mărețul eveniment al învierii Domnului Iisus Hristos. Noi vom fi cei care în aceste zile vom avea și sărbarea cinei Domnului, joi, unii în ele biserici, vineri, va fi momentul în care se va comemora moartea Domnului Iisus Hristos. Urmând ca duminică să se sărbătorească mărețul eveniment al învierii Domnului Iisus. Toate acestea sunt legate de marea lucrare pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. Cu câteva luni în urmă am sărbătorit nașterea Domnului Iisus Hristos. Și vedeți, evenimentul venirii lui Hristos în lumea noastră a fost de o importanță majoră, colosală, aș putea spune, pentru omenire. Pentru că prin venirea lui Iisus Hristos în lumea noastră, El luând trup de om, omenirea a putut beneficia de acest măreț lucru, că Fiul lui Dumnezeu coboră aici ca să aducă salvarea omenirii. Dar vedeți, întruparea n-a fost un scop în sine, ci scopul întrupării a fost moartea Domnului Iisus Hristos. Dacă Iisus ar fi venit aici, ar fi vizitat pământul acesta și s-ar fi întors înapoi, fără ca
păcatul omenirii să poată fi îndepărtat, să fie rezolvată problema mântuirii omului, ar fi poate totul în zadar. Însă scopul venirii Domnului Iisus Hristos în lumea noastră a fost să moară pentru noi, pentru păcatele noastre. Practic, prin moartea Lui, Domnul Iisus Hristos a satisfăcut justiția divină. Dreptatea lui Dumnezeu, justiția lui Dumnezeu, cerea pedeapsă pentru păcat. Și Iisus Hristos a fost Cel care a murit pentru păcatele noastre, spune în 2 Corinteni 5:21. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El, adică în Iisus Hristos. Noi eram cei care trebuia să murim. Și nu numai moartea asta fizică, ci acea moarte veșnică, despărțire eternă de Dumnezeu. Însă, prin moartea Lui, Domnul Iisus ne-a înlocuit pe noi. Versetele acelea atât de frumoase, profetice, din cartea prorocului Isaia, capitolul 53, versetele 4 și 5, exprimă acest lucru într-un mod deosebit. Și auzit ce spune aici. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Și acum auziți. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem înlocuit. Ei, observați, prin moartea Lui Iisus ne-a înlocuit pe noi. Noi trebuia să murim. Însă Iisus ne înlocuiește și moartea Lui Iisus este o moarte înlocuitoare. Însă vedeți dumneavoastră, atunci când era vorba de rezolvarea păcatului, uitați-vă că în vechime erau aduse anumite jertfe pe care evreii le aduceau. Și jertfele acelea erau jertfe pentru păcat. Însă de fiecare dată trebuia făcută jertfă, adusă jertfă pentru ca omul să aibă păcatele acoperit. Însă vine un moment în istorie când Fiul lui Dumnezeu acceptă să se aducă El pe sine jertfă pentru păcatele noastre. Și atât de frumos spune Ioan când scrie epistola întâia, în capitolul 4 și în versetul 10, și dragostea Lui stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. E, vedeți, toate astea le-a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și în seara asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi transmite un mesaj pe care îl voi intitula foarte simplu. De ce, observați, aici punem o întrebare. De ce Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, dându-L pe Domnul Iisus să moară pentru noi? De ce și-a arătat Dumnezeu dragostea față de noi, dându-L pe Iisus să moară pentru noi? E o întrebare pe care e legitim să o punem atunci când citim acest verset 8. Dar Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. E, vedeți, moartea Domnului Iisus Hristos este punctul cel mai important, am putea spune, în planul acesta de mântuire al omului. El moare pentru păcatele noastre. E adevărat că dacă Iisus ar fi rămas acolo în adâncul mormântului, când cohortele de demoni oarecum sărbătoreau victoria lor, că Iisus a murit acolo pe cruce, ar fi spus mulți, acolo a rămas și dorme ca și alți lideri religioși. Însă, peste 3 zile, Hristos biruie moartea la ea acasă. Și noi cântăm Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-i. Poate ne-am întrebat și noi, oare moartea are și ea un sfârșit?
În Biblie ni se spune că are sfârșit. În Biblie ni se spune că vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit este moarte. Și Domnul Iisus Hristos prin cruce a nimicit moarte. Prin cruce, prin moartea sa acolo pe Golgota, dându-se pe sine, El a biruit moartea. Dar vedeți dumneavoastră, noi când privim la toată Evanghelia, vedem că nici moartea n-a fost un scop în sine, ci scopul morții a fost învierea lui Iisus. Și noi astăzi ne bucurăm că avem un Mântuitor viu. E viu în vecii vecilor. Slăvit să fie numele Lui. Ei, viața noastră e legată de Iisus. Și de 2000 de ani se predică această Evanghelie. De 2000 de ani oameni din diferite locuri, în diferite țări, se duc și vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să privim împreună cu ajutorul lui Dumnezeu la cuvântul acesta al Evangheliei și la întrebarea aceasta pe care am pus-o. De ce și-a arătat Dumnezeu dragostea față de noi, dându-L pe Iisus să moară pentru noi, să vedem câteva răspunsuri. Și haideți să privim aici la această dragoste nețărmurită a lui Dumnezeu. Cine ar putea descrie dragostea lui Dumnezeu? Cine ar putea îndeajuns să vorbească despre această iubire incomensurabilă a lui Dumnezeu față de noi oamenii? Unul din poeții creștini, Costache Ioanid, spune atât de clar acest lucru, că Iisus a murit pentru noi, arătându-și dragostea față de noi, oamenii. Și auziți, în poezia pe care el a scris-o, Tată, el spune: de n-ai avut un fiu vreodată legat în lanțul cel mai greu, de nu ți-a fost o clipă dată un osândit să-ți strige Tată, nu poți pricepe ce sunt eu. De n-ai avut un fiu vreodată crescut în veșnic jubileu, de nu ți-a fost o clipă dată să simți că sângele ți îngheață, nu poți pricepe ce sunt eu. De n-ai avut în beznia funde un fiu zdrobit ca fiul meu, tu, omule, nu poți pătrunde, tu nu înțelegi ce foc ascunde cuvântul acesta, Dumnezeu. Dar dacă o drasă la mea cea dragă s-a dat sub ochii mei pe altar, aș vrea ca lumea întreagă în fața crucii să înțeleagă că eu sunt dragoste și har. Acesta, Dumnezeu. E, vedeți, de aceea noi venim înaintea lui Dumnezeu, ne închinăm înaintea Lui, îl lăudăm, îl glorificăm pe El. Și cântările noastre conțin această temă atât de importantă despre dragostea lui Dumnezeu. Cartea asta, Biblia, mulți au numit-o spunând: este scrisoarea de dragoste adresată de Dumnezeu omenirii. Și atunci când primești în această carte, poți să vezi că de pe fiecare pagină a ei emană iubirea lui Dumnezeu. Chiar și atunci când Dumnezeu trimite câte un mesaj de trezire pentru oameni, de pocăință, de cercetare, de recunoaștere a păcatelor, se poate vedea că lui Dumnezeu îi pasă de om și prin toate metodele caută să-l trezească și să-l aducă pe calea cea bună. Când privim aici, în Sfânta Scriptură, putem înțelege că în ea este această iubire, această dragoste pe care Dumnezeu și-o arată față de noi oamenii. Nu pot să uit cuvintele unui celebru filozof german. Așa au pus părinții, cred că au fost oameni credincioși. Numele de Emanuel, Emanuel Kant, Emanuel Kant, cum mai este numit, cunoscut acest om. El spune într-o împrejurare: Biblia este cartea al cărei însăși conținut mărturisește originea divină. Ea ne arată cât de mare e vina noastră, cât de adâncă este căderea noastră, dar și cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Auzit? Biblia, spunea el, este comoara mea cea mai de preț, fără de care aș fi nenorocit. Ei, într-adevăr, când privești aici în această carte, poți să vezi dragostea lui Dumnezeu față de noi oameni. Și
Acum când vorbim despre această iubire, aș vrea să dau câteva răspunsuri, cum spun ea. Primul răspuns la întrebarea aceasta, de ce Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi oamenii? Și răspunsul este, haideți să citim odată un pasaj din Scriptură și după aceea voi face enunțul. Tit, epistola asta. Eu să-mi dau haina, că voi tare m-ați primit cu căldură aici. Tit, capitolul 3 și de la versetul acesta 3 citim. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăcere, trăind în răutate și în pismă, vredniți să fim urâți și urându-ne unii pe alții. În acest vă regăsiți? Absolut fiecare om când se uită la oglinda aceasta, nu? El poate să-și vadă starea lui. E adevărat că aici verbul este timpul, este la trecut. Adică pentru cei care l-au întâlnit pe Iisus, pentru cei care s-au împăcat cu Iisus, ei pot să-și aducă aminte de starea lor, de păcatele lor, de mizerile în care i-au trăit. Pentru cei care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu, pot să-și vadă starea lor. Și cum? Auzi, ce rătăciți, fără minte, neascultători. Aici spune, robiți de tot felul de pofte și de plăceri. La câte nu sunt în viața unui om? Mai spune despre răutate și câte alte lucruri din acest. Ei, acesta este omul fără Dumnezeu, omul nemântuit. Omul care trăiește în diferite păcate. Toate astea se pot vedea. Mulți oameni gândesc că ei pot să facă ce vor în lumea asta și prin simpla apartenență la o grupare religioasă problema lor este rezolvată. Nu scumpi mie. Fiecare om trebuie să-și vadă starea asta și să-și recunoască vinovăția. Pentru că păcatul, spunea Sfântul Augustin, un om pe care unii îl venerează, îl pun în icoană, alții în statuie, un om care l-a slujit pe Dumnezeu, a fost episcop de Cartagină, spunea într-o împrejurare, păcatul este o părăsire a lui Dumnezeu, auzit? Și o preferință a omului pentru plăcerea lui, ăsta e păcatul. Și câți oameni nu-l părăsesc pe Dumnezeu și au preferința asta pentru diferite plăceri, unul de a bea, altul de a fuma, altul de a se droga, altul de a trăi în curvie, în prea curvie, în minciuni, în hoție, tălărie, în fel și fel de lucruri din acest. Ăsta e omul fără Dumnezeu. Însă vedeți, în bunătatea lui Dumnezeu își arată dragostea lui și spune în versetul 4 aici, dar Dumnezeu Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, slăvit să-i fie numele, pentru că odată s-o cotiți neprihăniți, prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Deci primul răspuns la întrebarea aceasta, după ce am citit și am dat așa o mică explicație acestor cuvinte, de ce și-a arătat Dumnezeu dragostea sa față de noi, dându-L pe Iisus să moară pentru noi, răspunsul e clar. Ca să ne mântuiască și să ne facă făpturi noi. Auzit? Ca să ne mântuiască și să ne facă făpturi noi. Ce înseamnă că ne mântuiești? Când Iisus mântuiește pe cel care crede în El, care își recunoaște vinovăția, care se pocăiește de trecutul lui, că vedeți, oamenii fac fel și fel de păcate, dar nu au nicio problemă, unii nu regretă. Vedeți, trăiesc oamenii în păcate, nu? Sunt femei care fac avorturi, sunt oameni care trăiesc în fel și fel de nelegiuiri. Unii fur, mint, înșală, trăiesc în păcate grosolan. N-au nicio treabă. Însă sunt momente în viața oamenilor când se trezesc. Când îi atinge cuvântul lui Dumnezeu, conștiința pe care Dumnezeu a pus-o în noi,
Acel tribunal al lui Dumnezeu, cum spunea cineva, când e atinsă de cuvântul lui Dumnezeu, ne face să ne vedem starea noastră, cum sunt. Cineva compara conștiința cu un clopoțel. Eu țin minte când eram la școală și eram elev de serviciu, de multe ori trebuia să merg să sun. Nu erau sonerii cum sunt acum, erau un clopoțel. E drept, copiii abia așteptau să sune, știi, că le plăcea pauza, da? Dar clopoțelul acela 50 de minute stătea acolo. Nu scotea niciun sunet. Când îl luam în mână, deja suna. Așa e conștiința omului. Până nu-i atinsă de cuvântul lui Dumnezeu, până nu-i confruntat omul cu starea lui, cu păcătoșenia lui, el nu va conștientiza păcatul și nici nu-i va părea rău de ce a făcut. Însă când omul aude cuvântul lui Dumnezeu, atunci când omul ascultă Evanghelia, atunci când Duhul lui Dumnezeu se atinge de ființa lui, poate de multe ori prin cântare, prin versurile unei poezii, printr-un mesaj, printr-un vis de noapte, omul se trezește și vede starea lui și se gândește cum pot să scap eu de starea asta? Cum pot să scap eu de păcatele acestea? Sunt oameni care ar da bani, ar face orice. Uitați-vă în cartea prorocului Mica. Atunci când se aduceau jertfe pentru păcat, prorocul Mica, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, în cartea asta frumoasă, care îi poartă numele, citim următoarele cuvinte pe care acest om al lui Dumnezeu le aduce înaintea poporului. Și auziți ce spune el în versetul 7. Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pentru întâiul meu născut, rodul sub trupului meu, pentru păcatul sufletului meu. Omul zice, ce să fac? Ce să dau? Și unii oameni gândesc că pot da ceva din buzunarul lor. Unii gândesc că se duc și eu particip la o procesiune religioasă. Scumpii mei, ascultați ce spune cuvântul, luați Biblia. Oricare traducere, auziți ce spune aici, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. El, adică Dumnezeu, ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, auziți? Ci pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou, prin harul pe care l-a vărsat prin Iisus Hristos. Că mântuire nu există. Că omul dă ceva. Țin minte, poate, și aici fi zis. Îmi vine în minte o întâmplare pe care o citisem, că undeva în Anglia, când erau mulți credincioși, când oamenii slujeau pe Dumnezeu, și religiozitatea era ceva caracteristic acestei țări. Și auziți? Vine un predicator și predică Evanghelia. Și la final, cineva din sală vine direct acolo la el, dă mâna cu el și îl întreabă, n-o ce zici? Îți mântuit! Și predicatorul ăsta se uită la el, dar de ce? Mă întreb, la care el spune, păi nu ți-o zici? Da, predicatorul zice, ce să zic? Păi nu ți-o zis ăștia de la biserică, că i-am construit biserica asta, cu banii mei. Tot. Vă dați seama? Și omul, dacă le-au făcut pe toți, am zis, rezolvată problema mântuirii. Și pastorul ăsta, predicator, acum așa ca să-l mai facă să se simtă, că așa-s oameni să simtă eu și-l cu făcut. Zice, dar cât i-o costat? Iar ăsta scos o pierdă afară și a zis, câteva zeci de mii de lire sterline. Erau zecile alea scumpe, atunci valoroase, dar acum, da, atunci, erau foarte valoroase. Și el dă o sumă mare de zeci de mii de lire. Și atunci acest om îi citește acest cuvânt și auziți bine ce spune în 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 18. Cât știți că nu cu lucruri pieritoare, auziți, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, auziți? Nu cu aur, cu argint. Și spune aici, și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihan. Auziți, de ce a murit Iisus pentru păcatele noastre? Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos se jertfește. De ce Dumnezeu își arată dragostea în felul acesta? Auziți,
ca să ne mântuiască, să ne salveze. Și când mântuiește, vedeți, Dumnezeu iartă păcatele, șterge păcatele. Șterge trecutul unui om. Dar știți ce înseamnă mântuirea asta? Ați auzit ce spune acolo? Prin spălarea nașterii din nou și face din acel om o făptură nouă. Cheia, controlul că un om e mântuit, e că el e scăpat de acele fără de legi, e scăpat de acele păcate și de aceea putem să vedem oameni și atâta mă bucur. Când văd oameni mântuiți, salvați, îmi spunea unul, care mă rog, a făcut la viața lui fel și fel de lucruri. Era pregătit să meargă iară pe toate lucruri, însă Dumnezeu a lucrat la inima lui, l-a schimbat și după nu știu câți ani mă sună din nou și îmi spune, frate, vreau să-ți spun, sunt atât de bucuros că m-a mântuit Dumnezeu, dar m-a scăpat, zice, de lucrurile acelea murdare și stricate. Și îmi spune, frate, după atâția ani pot să-L laud și să-L mărturisesc pe Dumnezeu că mi-a dat putere asupra păcatului, asupra celor nelegiuiri care mă zbăteau și care mă țineau legat. Asta e mântuirea. Pentru că spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:17, auzit? Deci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vii? Iată că toate lucrurile s-au făcut cum? Noi, măriți să fie Domnul. Dacă mă rog pentru ceva, mă rog în seara aceasta, Doamne, privește spre oamenii din răschire. Amin. Tu cunoști viețile lor, tu cunoști trăirea lor. Mai presus de anumite lucruri pe care noi credem că le putem face. Mai presus de anumite, știu eu, dacă vreți, programe pe care le putem avea. Noi ne bucurăm că Dumnezeu se prezintă în mijlocul copiilor Săi. Și cum spune cuvântul Scripturii, unde sunt 2 sau 3 adunați în numele Lui. Iisus se prezintă acolo. Mă rog ca Iisus să se atingă de orice ființă. Amin. Și dacă în seara asta simți povara păcatului, dacă în seara asta simți că te apasă anumite lucruri, ascultă-mă, nu noi putem ierta păcatele, ci unul singur, acesta este Domnul Iisus Hristos. Eu n-o să uit și din când în când îmi vin în minte versurile acestea, în 86 le-am găsit. Îi aparținea unui om care se numea Simeon cu Bolta, asta era pseudonimul. Normal era numele lui, am aflat mai târziu, Sergiu Grosu. Un om care a suferit în închisorile comuniste din România. Bătut, lovit pentru Iisus Hristos, însă omul predica Evanghelie curată și într-una din poeziile pe care el le scrie, spune, mă uit la tine, tu ești oare, ți-e haina plină de pământ, ți-e sufletul mânjit și frânt, de-abia poți merge pe picioare, mă uit la tine și mă dore, că viața prea e trecătoare și prea e murdară în tău veșmânt. Și acum auzi ce spune el, în căutarea unui bine, privești în jos, privești în sus, ai vrea un leac și leacul nostru. Să scap de pete și rușine, nu alerga la porți străine, neputincioase ca și tine, ci vin în școala lui Iisus. Amin. Că cel mai minunat buret e sângele ce a curs pe lemn. Când fiul a strigat mesete, e sângele ce pendelete. Te curăță de orice pete și șterge cel mai negru semn. Și toate astea, uitați-vă cum se obțin. Când omul se pocăiește, când omul se smerește, când omul îi pare rău de ce a făcut și prin credință acceptă harul lui Dumnezeu. Cum spune Pavel la Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și 9, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi. Auzi, ce este darul lui? Dumnezeu. Și versetul 9 spune, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Auzi, nu poți da toți banii lumii pentru mântuirea sufletului. Știți de ce? Că a zis Domnul Iisus. Și ce-ar folosi unui om? Să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Sufletul e atât de valoros că nu se poate răscumpăra cu nimic decât prin sângele Fiului Herodic. Ascultă-mă oricine-i fi. De ce a murit Hristos? De ce l-a dat Dumnezeu să vină în lumea noastră? Pentru că dragostea Lui a fost atât de mare. Și Dumnezeu te iubește. Ăsta e mesajul Evangheliei. Când a alergat la Domnul Iisus, tânărul bogat, spune cuvântul Scripturii,
că Iisus s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Auzi? Lui Dumnezeu îi pasă de oameni. Sunt atâtea situații când omul nu se mai simte iubit. Sunt atâtea femei care nu mai simt dragostea soțului sau soț care nu mai simt dragostea soției. Nu, sunt părinți care nu simt dragostea copiilor și copiii nu simt dragostea părinților. Și sunt atâtea tragedii în viața asta, atâtea drame prin care trec oamenii. Și sunt oameni care zic, nimănui nu-i pasă de mine, cum zice acolo în psalm, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Însă ascultă-mă bine în seara asta, mesajul acesta. Îi pasă cuiva de tine. Acesta este Dumnezeu. El își arată dragostea lui. Și auzi, spune tot Ioanid într-una din poeziile lui, mai mult de atât ce jertfă de iubire. Și cui i-ar da mai mult de atât prin gând? Un fiu pierdut să râd în neștire și un Dumnezeu să-l cheme lăcrimând. Și în seara asta Dumnezeu te cheamă. Tu ești responsabil de ce vei face. Dumnezeu te iubește. Vrea să te mântuiască și să-ți schimbe viața, să facă din tine un copil al lui. Amin. Amin. Doi, tocmai am făcut trecerea asta, o să citesc versetele și după aceea o să fac enunțul. 1 Ioan, capitolul 3, versetele 1 și 2. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și sunt. Lumea mă recunoaște. Pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea iubiților. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat în. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Aleluia. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Ia auziți-o. Dumnezeu și-a arătat dragostea. De ce și-a arătat dragostea? Auziți, în al doilea rând, ca să ne facă copii ai Săi. Ca să devenim copiii lui Dumnezeu. Și un om poate să devină copil al lui Dumnezeu atunci când îl primește pe Domnul Iisus. Uitați-vă în Evanghelia după Ioan. În capitolul 1, de la versetul 11, spune, a venit la Iisus. Și ai Săi? Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, i-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, auzit, născut, nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ei, venind Iisus în lumea noastră, acordă Dumnezeu prin El, datorită dragostei Lui, dreptul ca oamenii să devină copii al lui Dumnezeu. Auziți, să devii copil al lui Dumnezeu este un lucru extraordinar. Unul din străluciții predicatori a fost episcop al Constantinopolului. Numele lui este Ioan Gură de Aur. I-a dat mai târziu, după ce a murit. L-a trimis în exil și cât i-a pătimit acest om. Era Ion de Antiohie, din orașul ăsta care acum a fost zguduit în Turcia, în Tachie. Acolo era vechea Antiohie. Și omul ăsta a predicat adevărul lui Dumnezeu și într-o împrejurare spune el așa, despre Iisus, fiind adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, auzi, s-a făcut Fiu al omului ca să ne facă pe noi copii, fii ai lui Dumnezeu. Ăsta e har, vedeți? A venit Hristos aici, în lumea noastră, a murit pentru noi. Și toți cei care îl primesc să aibă posibilitatea să devină copii al lui Dumnezeu. Dar vedeți, dumneavoastră, toți auzim dreptul. Auzi ce spuneam? Le-a dat dreptul! Și vedeți cum e cu dreptul ăsta. Oamenii au dreptul la educație. Au? Unii învață, unii bagă cizma. Zic eu la omul, zice că... Zic eu, tu ți-aduci aminte? Zic tu, băgai... Că e un cism. Și înconjurai școala, da? Apoi aia nu știu. Păi asta este. A avut dreptul să citească, să învețe. Da? Nu ce să citească, să învețe. Da? Da? Și oamenii nu vor să uzeze de dreptul acela. E dreptul la muncă. Dar vor toți să munce. Ce unii ăștia nu merge. N-are nicio treabă. Dar el are dreptul să muncească. Are. Și poate. Da? Da, sunt unii care nu pot. Dar unii au dreptul și nu beneficiază de el. Nu interesează, nu.
dreptul de a accede undeva într-o funcție, nu? Sunt și situații din astea. Ce, bă, dar ăla a ajuns parlamentar. Bă, dacă tu n-ai putut, ce să faci? Asta este, nu? Ăla a ajuns președinte, ăla a ajuns. Asta este. Unii uzează de drept, iar alții nu. Unii oameni au dreptul să caute fericire. Știți, în Constituția Statelor Unite ale Americii spune așa. Că fiecare om are dreptul de a căuta fericire. Auziți? Are drept. Dar nu garantează că găsesc. E nu garantează. Că merg unii și caut, nu găsesc. Însă cu dreptul ăsta de a deveni copil al lui Dumnezeu, datorită dragostei lui, fiecare om poate să uzeze de acest drept. Uitați-vă cum. Primindu-l pe Iisus și primirea lui Iisus în viață este un act individual. Nu e cum zic unii, a, noi suntem creștini de 2000 de ani. Dar auziți, oameni buni, citiți ce Biblie vreau. Spune aici în versetul acesta, născuți nu din sânge, adică nu se transmite ereditar. Dacă o fă tata și mama, atunci o fi și eu. Nu, nu, nu. Fiecare om trebuie să vină înaintea lui Dumnezeu. Să-L primească pe Iisus. Domnul Iisus bate la ușa fiecărui om. Unii îl țin afară, cum e o cântare veche, Iisuse veșnic călător prin lumea de păcate. Tu bați mereu și iubitor la ușile încuiate. Și oamenii țin ușa încuiată. N-ați văzut când se citește textul acela din nașterea Domnului Iisus? Zice că umbla Maria cu Iosif și o bătut la port să-i primească. Dar zice, nu s-a găsit un loc de poposire pentru ei. Și știi cum zic oameni? Mă, ce cruz oamenii au fost. Dacă ar fi fost pe vremea noastră, n-am fi lăsat pe Iisus să se nască. Am fi primit-o pe Maria cu Iosef în casele noastre. Și oamenii plâng și spun, râi! E, dar Iisus bate poate la ușa inimii tale de zeci de ani. Și tot îți spune să te întorci. Domnul Iisus spune, eu vreau să cinesc cu tine, cum spune în Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușă și dacă aude cineva glasul meu, va deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el împreună cu mine. Și de câte ori n-aud oamenii glasul lui Iisus? De câte ori n-aud bătaia la ușa inimilor? Poate, cum spuneam, printr-o cântare, poate printr-un vis de noapte, poate în diferite situații, poate prin predică, poate, știu eu, după o bătălie morală pierdută. Câte și câte bătăi nu sunt la ușa inimii. Numai că oamenii îl țin afară pe Iisus. El nu forțează ușa nimănui. Cum spune tot un poet, am auzit pe mulți spunând, Iisus, nu-ți fară-mă zăvorul. Auzi, El bate însă încet și blând. Dar tu deschizi. Nu s-a luat o lor. Odată însă în viața mea, Iisus, fărând prin ușă mâna, mi-a zis, eu totuși pot intra, că eu sunt Domnul. Tu țărâna. Dar n-a intrat. Și-am plâns prea mare, neînțelegând de ce nu vine. Dar el n-a vrut ca un tâlhar să tragă fierul pus de mine. Ascultă-mă bine, s-ar putea să-l ții pe Iisus afară. Și tu poți fi mântuit, tu poți fi schimbat. Și auzi, tu poți avea privilegiul acesta de a deveni copil al lui Dumnezeu. Ce vei face? Asta se datorează iubirii lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem! Și unii râd și spun, aaa, lasă-mă, domnule. Credeți-mă, eu mă duc în urmă cu poate mai bine de 50 de ani. La 50 de ani. Și au venit niște frați, eram copil. Și imaginea aia nu o să uit cât trăiesc. O niște frați de undeva din Banat la o nuntă și cântau. Și bucuria aceea pe care o vedeam pe chipul lor. Atunci, în anii era. Și una din cântările acelea pe care nu o uit de atunci. Auzi, ei cântau așa. Sunt copil al lui Iisus. Mi-a făcut casă în cer sus. Sunt sărac pe acest pământ. Durerea n-am cui să o plâng. Doamne, ție-ți voi cânta Osana. Aleluia. Sunt copil al lui Iisus. Era bucuria asta pe care acești oameni o aveau, lăudându-L și glorificându-L pe Dumnezeu. Bucuria asta când intră acolo în suflet, nimeni nu o ia. Pentru că este bucuria cea mântuirii, bucuria salvării.
Este bucuria aceea a intrării în starea de har, cum spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5. Uitați-vă în versetul 1, spune: dacă deci suntem, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Auzi? Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și acum versetul 2. Lui ne-i datorăm faptul că am intrat în această stare de har și ne bucurăm în nădejdea slavei Lui Dumnezeu, că într-o zi vom fi cu El în slavă. Te întreb în seara asta. Ai simțit dragostea Lui Dumnezeu? Ai răspuns acestei iubiri? El vrea să te facă copil al Lui. Doamne ajută-te! Amin. Și apoi în al treilea rând, haideți să observăm un al treilea lucru. Citim acest cuvânt pe care îl găsim în 1 Ioan, capitolul 4, și citim și versetul 9, am citit mai înainte versetul 10. Și auziți ce spune? Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea Lui nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. De ce și-a arătat Dumnezeu dragostea? Auziți? Dumnezeu și-a arătat dragostea ca noi să trăim prin Iisus o viață dedicată lui Dumnezeu. Dacă vrea ceva Dumnezeu în lumea asta, vrea să vadă oameni care nu numai se numesc penticostal, baptist, ortodox, penticostal, creștin după Evanghelie, alții zic martor, alții zic mileniști, de toate culorile. Și care mai de care zice, eu sunt cel mai bun. La noi e cel mai bine. Auzi, zice, cuvântul lui Dumnezeu ce spune? Ca oamenii să trăiască prin Iisus pentru Dumnezeu. E o cântare care se cântă mai ales la botez. Și la anumite întâlniri se cânta: m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și înapoi, și înapoi eu, nu voi eu. A doua strofă spune: înainte Iisus, în urmă te luăm. Ei, dacă îți stai și te uiți la oameni, acolo poți vedea ce viață trăiești. O viață dedicată lui Hristos? O viață în care se vede chipul lui Hristos aici, nu departe? A trăit o vreme Nicolae Steinhardt, un evreu care s-a convertit la creștinism. Și evreul ăsta a vorbit de Iisus, a vorbit de credință în El, de viață dedicată lui Hristos. Și auzit ce spune el într-o împrejurare. Creștinismul este religie, creștinismul e dogmă, creștinismul e mistică, creștinismul e morală și mai continuă el spunând, creștinismul e de tot. Dar mai presus de toate acestea, auziți, e un mod de a trăi, e o soluție, e rețeta fericirii. Nu, acum ce zici? Noi toți putem spune, am simțit dragostea lui Iisus, altul pot să spune, eu-s mântuit, altul pot să spune, eu-s copil al lui Dumnezeu. Și ascultam undeva într-o împrejurare că mai mulți oameni spuneau, eu, așa eu, așa, noi toți suntem copiii lui Dumnezeu. Dar uitați-vă bine. Un copil al lui Dumnezeu, un om mântuit, trăiește o viață dedicată cui? Lui Dumnezeu. Adică, prin viața ce e, în viața ce e, se poate vedea chipul lui Hristos. Un om care are pe Iisus, care trăiește pentru Dumnezeu, pot să-L vezi și prin modul cum vorbește. Că mulți zic, zice, e creștin. Dar când auzi ce înjurături, ce blestem, ce scoate pe gură, păi zice, dar mai înainte o să lăudăm pe Iisus. Sau pot să zică, pacea Domnului. Dar îl vezi prin modul lui de a trăi. Dacă el trăiește o viață dedicată lui Hristos, un om care trăiește o viață dedicată lui Hristos, el este gata să meargă să spună altora despre Iisus. Noi vorbim de toate lucrurile, de război, de crimă, de știu eu, politică, de fotbal, de tot ce vrei discută oameni. Dar cât vorbesc de Iisus? Uitați-vă în sărbători, cât se spune despre Iisus? Vin, e sărbătoarea Paștelor. Ce-i mai important? Ouul, mielul, cozonacul, dar Iisus unde?
Eram o dată în Austria, exact urmau sărbătoarea învierii. Eram într-o vineri sau joi, cred că joia am ajuns la ei. Și eram într-un orășel, nu departe de Graz. Și am văzut totul primenit, pregătit de sărbători. Dar când am intrat, era un om mic, un om mare, un om mic, un iepuraș și așa mai departe. Dar Iisus? Nicăieri. A făcut un sondaj de opinie în Germania. Asta oameni spun deștepți toți. Când i-au întrebat ce sărbătoresc ei de sărbătoria, au vorbit de tot ce vreți. De ouă, de iepuraș, de miei, abia 33% știau că a înviat Iisus. Atât a zis. Din oamenii ăștia și populația Germaniei undeva la 80 de milioane. Nu ce ziceți? Oamenii, dacă e sărbătoarea nașterii Domnului, vorbesc de Moș Crăciun, că de unde a venit, și aia zic că vine din Laponia, de acolo, de până, alții zic că vine din Rusia, au zis rușii, nu, de la noi vine. Canadienii și ei deja s-au apucat să zică că de la ei. Și problema e că e mai important moșul decât Iisus. Ce auzi de Iisus? Spuneți-mi. Ați mai interesați oamenii de Iisus? Iisus așa mai dat deoparte. Și tu ce să trăiască pentru ei? Fac fel și fel de lucru. Zic că noi suntem creștini, dar luptă pentru fel și fel de legi. Acum ați văzut că unele țări deja au și scos că dacă e bărbat sau femeie și pentru copii, că ei să-și aleagă ce vor să fie. Când Biblia spune că de la început Dumnezeu a creat parte bărbătească și o parte femească. Și am să luptă ăștia care se bag cu pumnul în piept și îmi zic că sunt creștini. Dar vor să scoată. În atunci ce trăiesc oameni? Făcând fel și fel de lucruri, oameni buni, trebuie să ne trezim vremurile nu ușoare. Cu tremure de pământ, războaie, ciumă, toate prevestesc venirea lui Iisus. Iisus a zis, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că venirea e aproape. Cât de mult ne pregătim? Cât de mult trăim noi pentru Iisus? Mă rog în seara asta, ca Duhul lui Dumnezeu să ne trezească pe toți la realitate. Amen. Și să înțelegem că Dumnezeu ne iubește. Și El a dat pe Iisus să moară pentru noi, ca noi să trăim o viață dedicată lui Dumnezeu, slujindu-L pe El, reprezentându-L pe El. Uitați-vă cât de mult se afundă lumea în păcat. Lumea, cum spune Biblia, zace în cel rău și diavolul caută prin diferite forme să-i tragă pe oameni, tot mai mult de partea lui. Și așa de puțin oameni trăiesc o viață dedicată lui Hristos. Adică acea viață sfântă, o viață în care să nu stăpânească, să domnească păcatul, să dea Domnul, să fim astfel de oameni. Și într-o seară ca asta să spunem, Doamne, îți mulțumim că ne-ai iubit. Amin. Și L-ai trimis pe Iisus în lumea noastră. Amin. Ca noi prin El, că singur nu putem, să trăim o viață dedicată ție. Amin. Amin. Și în final, și închei. De ce și-a arătat Dumnezeu dragostea față de noi? Dându-L pe Iisus să moară, uitați-vă al patrulea lucru și ultimul. Versetul de aur al Bibliei spune așa. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine va crede în El să nu ci să aibă viață veșnică. De ce L-a trimis Dumnezeu pe Domnul Iisus? Auziți, ca noi să putem avea viață veșnică. Asta vedeți cum se termină. Poți să ai 100 de ani. Și într-o zi se duce. Și dorința din inima oamenilor era să trăiască cât mai mult. Ce n-ar da omul pentru viață? Citeam despre regina Victoria, care era stăpâna acelor imperiu colosal, despre care se spunea că n-a pune soarele. Stăpânea peste India, peste Australia, Canada, câte țări din Asia, câte țări din Africa. Totul era la picioarele ei. Zic geografic, au avut 10.000 de rochi în garderobă ei. Și nu erau rochi de astea, că licori așa. Și erau din alea de epocă, știți cum era. 10.000. Atât a avut regina Victoria. Și când era beată pe patul morții, striga din răzputeri. Dau milioane de lire sterline pentru un pic de viață. Nu, pentru un pic.
Crezi că nu i-ar fi dat? I-ar fi dat ăștia din mână. Numai că viața nu e în mâna oamenilor. Cum o zis un medic la Siget, pe vremuri cuiva, au mătușe, zice, leacuream, dar zile n-am. Leacuream, dar zile n-am. Deci zilele nu sunt mâna omului, înțelegeți? Zilele sunt mâna lui Dumnezeu. Și apoi, într-o bună zi, oricât de tare e, oricât de mare, oricât de frumos, viața se termină. Și problema este că pleci din lumea asta. Unde pleci? Ai garanția. Parcă acum am văzut copil și era un om, îi spunea tanța. Unii nu știu, ăsta tânăr, era tata lui. Era un copil așa la biserică și el când venea, nu mă zicea, în bagaj mare. El cânta și spunea, și zicea, el cânta o cântare, spunea, acceleratul vine și merge către cer. Oprește în stațiune și punea el întrebare, deci ai bilet? Ai bilet? Surăgă? Da? Sună momentul acela când trebuie să pleci din lumea asta. Unde te duci? V-a spus întrebarea asta. Tu te-ai întrebat vreodată după moarte unde-i fi? Am în biserică o soră care e medic-oncolog. Și de sărbătorile astea povesteam și spunea la un moment dat, așa, printre altele, la discuțiile pe care le-am participat, spune că mulți din oamenii care, mă rog, loviți de această boală cruntă, au ajuns să spună la un moment dat și i-au zis următoarele cuvinte, zice, Doamnă, ăsta e finalul. Și auziți, sora asta, ce că spus, finalul nu este. Finalul e raiul sau iadul. Ăsta e finalul. Finalul este unde ți vei petrece veșnicia după ce pleci de aici. Auziți? Într-o zi plecăm. Finalul este ori viață veșnică, ori moarte veșnică. Spune Biblia. Adică moartea a doua. Unde spune în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 8, că despre fricos, cărboș, necredincioși, curvar, închinător la idol și toți mincinoși, partea lor este iazul de foc și pucios. Adică moartea a doua, cea moarte pentru tăiat. Dar există viața aceasta veșnică, viața eternă. Cum spune una din cântările noastre, și tu de ce ai venit pe lume atât de mult să chinuiești, ca să sfârșești în groapa în care de vieră să fii tu nimicit. Chiar viața, ce ne pare scumpă, eu mă luc în negură. Dincolo e acea viață fără sfârșit și veșnică. E viața ce o găsim în Iisus, pe care El mi-o dă în dar, tu ți-ai asigurat-o oară. Sau nici nu te-ai gândit măcar. Uite în seara asta, toți avem ocazia asta de a putea înțelege dragostea lui Dumnezeu. Această dragoste nețărmurită, această dragoste mare care nu se schimbă, această dragoste pe care Dumnezeu e gata să o ofere fiecărui om. Totul depinde de om. De ce și-a arătat Dumnezeu dragostea față de noi oameni? Auziți? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui Fiu. Ca oricine va crede în El, să nu piardă, ci să aibă viața veșnică. Rămâne la latitudinea omului. Omul poate să creadă sau poate să respingă. Omul poate să accepte sau să spună, ai, am alte treburi. Însă ascultă-mă, va veni veșnicia. Și la un moment dat, va trebui să stai în fața dreptului judecător. Tu ai avut ocazia să accepți pe Iisus, să simți iubirea Lui. Dar ai respins? Nu respinge. Și într-o seară ca asta spune, Doamne, eu vreau să-L accept pe Fiul Tău Iisus, care a venit să moară pentru mine. Ca eu să am viață și nu orice viață, ci acea viață fără sfârșit și o viață care e adevărată viață. E viața ce o găsim în El. Binecuvântat să-i fie Dumnezeu. Încheie. Dorim ca mâna Domnului să fie întinsă peste dumneavoastră. Dumnezeu să lase harul Lui peste noi toți. Dumnezeu să binecuvânteze Lăschia. Să binecuvânteze satele aici, în vecinătate. Partea asta de țară, Maramureșul, România, să binecuvânteze. Și în vremurile aceștia, oamenii, când își aduc aminte că Iisus a murit acolo pe Golgota, El n-a murit doar să se afle întreagă.
El n-a murit pentru niște idealuri cum mor anumiți oameni și sunt gata pentru idei politice, pentru idei filozofice, pentru nu știu ce. El a murit pentru păcatele noastre. El a murit, auzi, ca prin El, Dumnezeu, să-și arate dragostea față de noi și să ne mântuiască. Și să facă din noi oameni noi, oameni schimbați, oameni transformați. Măriți să fie Domnul. În al doilea rând și-a arătat dragostea ca să ne facă copii al lui Dumnezeu. Ce mare har să pot să fii copil al lui Dumnezeu. Unii își vor bate joc de tine. Alții te vor ocărâ. Însă tu vei avea nădejdea aceea că într-o zi vei fi acolo cu El în veșnicie. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Pe unii nu-l înțeleg. Nu înțeleg harul ăsta de a fi copil al lui Dumnezeu. Dar e o bucurie imensă de adâncul sufletului. În al treilea rând, Dumnezeu și-a arătat dragostea. Ca noi, prin Iisus, să putem trăi o viață dedicată Lui. Adică oamenii să vadă că noi îl slujim pe El. Ce important este să pot să-L onorez pe Iisus prin viața pe care o trăiești aici pe pământ. Și în al patrulea rând, Dumnezeu și-a arătat dragostea ca să ne dea, să ne ofere acea viață eternă, acea viață veșnică. Să fim acolo cu Iisus în veșnicie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.